Salutare, prieteni! Astăzi la muncă, la căsuța soacrei, și vreau să vă arăt niște segmente foarte frumoase cu copiii mei care mă ajutau aici acum câteva zile să biletuiesc. O să vorbim un pic despre legătura dintre muncă, succes și bani. Așa o chestie, mai mult e filozofie de la țară. După cum cei care ne urmăresc știu, noi suntem orășeni mutați la țară. Odată mutați la țară, treptat ne mutăm la alte animale și în momentul de față trăim în principal din creșterea animalelor. Bineînțeles că asta nu e o viață luxoasă, însă, ca tot românul, eu cunosc și construcții și lucrez pe la neamuri. Lucrez la soacră și gleduiesc o cameră. Eu personal sunt foarte sâhâit de felul cum se comportă unii oameni din ziua de astăzi. Cei mai mulți dintre oameni se așteaptă să aibă succes fără muncă, se așteaptă să aibă rezultate și bani fără a munci. Asta se poate întâmpla să se realizeze în cazuri foarte rare, însă cea mai ușoară și cea mai simplă și cea mai sigură rută către succes este prin muncă. S-ar putea să credeți că noi suntem youtuberi și vrem doar să trăim din spatele tastaturii sau filmând, însă pentru a face aceste videoclipuri pe care mulți oameni le urmăresc deja, animalele noastre trebuie îngrijite. De foarte multe ori avem provocări și eșecuri sau nereușite sau pierderi și toate alea se acoperă din muncă și din bani cheltuiți și din bani câștigați cu greu, cu multă transpirație și cu multă sudoare. Dar noi deja am ajuns la un nivel în care reușim să trăim, pentru că avem o casă la care nu plătim dări la bănci, avem o grădină în care ne cultivăm cereale și în felul ăsta avem un nivel de cheltuieli zilnice, lunare, necesare, mai scăzut. Foarte mulți din cei care ne văd pe internet și ne disprețuiesc fac asta din propriile lor limitări și neajunsuri. O să vă explic. Părinții mei m-au ajutat, într-adevăr, de-a lungul timpului, însă tot ce am construit noi în Maramureș este prin forțele proprii și prin foarte, foarte multă muncă. Unii dintre voi știți că am cumpărat recent a doua gospodărie în Maramureș și o să aflați toate detaliile despre asta în viitor apropiat. Dar e posibil să vă întrebați cum au ăștia bani sau de unde au ăștia atâția bani. Pe cine o curat? Ce combinații mai fac? Nu, dragilor, nu facem combinații. Noi muncim într-una, muncim cu sârg, muncim cu drag și sigur, ne încercăm treptat să ne eficientizăm asta, să ne adaptăm spre venituri, să ne îndreptăm spre venituri mai substanțiale, mai consistente, pentru că într-o țară ca România, în care toată lumea se declară sărac, vedem oameni cu mașini foarte scumpe. Nu neapărat că ne dorim o mașină scumpă, dar ne-am dorit o mașină bună, în care să merem în siguranță, în care să merem în confort, unde avem de mers. Însă, dacă ne cunoaștem mașina, știți că mașina noastră e aproape o epavă. De ce? Pentru că noi nu punem preț pe mașină. Noi, mașina pentru noi nu este un lux, nu este un motiv de a ne etala averea, ci este simplu un mod de a ne muta din punctul A în punctul B. Bun, dar nu despre asta e vorba în video de astăzi. E vorba despre cum ne străduim noi să ne educăm copiii să fie la fel de harnici, pentru că eu am văzut la părinții mei, că spun în Oradea la bloc, am văzut multă perseverență, multă muncă, multă adaptabilitate. Dar veți vedea un videoclip în care copiii mei se apucă de gleduit. Și ei fac asta din entuziasmul lor copilăresc de a copia ce mă văd făcând pe mine. No, uite tu ce echipă! Extraordinar! Păi așa terminați astăzi camera asta. Așa e planul, să o terminăm. Da. O comus, hai să ne punem să filmăm treaba asta, pentru că eu am degletuit aici o cameră și copiii ăștia, sofiu, au venit și s-au rugat de mine să vin să-i repar roata la bicicletă, care o pană, să se dea cu bicicleta. Zic, stai că am o găleată de glet. Până o stat și s-a uitat ce fac eu, o găsit și ei câte o misterie, câte un șpaclu și s-au apucat și ei de treabă. Neapărat a fost să vă filmez treaba asta, pentru că foarte mulți urmăritori îmi lasă în comentarii, în mesaje și așa mai departe, că ne admiră pentru felul în care noi ne educăm copiii. Și să nu credeți că i-am forțat să i-am pus eu la treabă, pentru că e o aventură, e o distracție. Uitați-vă acolo ce e pe jos, că a căzut o grămadă de glet. Victor o învârti cu malaxorul ăsta până o scovi păstă tot aici, dar o pune și-a curățat, ha? Tot i-a curățat. Dar uite așa, să învață copiii cu aventura și cu joaca. Mai pe jos o pune. Pe jos, da, da, pe mine. Ce plica la o cumina murgară? Eu sărit ceva nou. Gata, am scos-o, că era o petricică. Petricică, nu stai un pic pe tușă. Stai, Victor, nu mă încet, că mi-a zbolit toată marmelada. Și eu nu mai am ce lucra. Eu trebuie să vin aici după voi, să retușez un pic. Ai pus un pic de smântânică, Victor? Ce? Ai pus un pic de smântânică? Ceva ți amintești tu de asta era cum aruncam, nu, dar era mortar, Victor, pe părerea ăsta, e gletă, ăsta, nu așa se întinde, uite așa. Stai. Acum lăsați-mă să mă pic, să s-o găta gletul. Și avem de măs și de retușat cealaltă problemă a lui mămica ta. Ia, mi-am pus smântânică. Papă, în gură. Deci educația, dragii mei, educația copiilor noi o facem în joacă. Și în primul rând ne iau pe noi ca exemplu, vor să copieze și atunci trebuie să fim suficient de relaxați când se poate. La stratul 2 sau 3 de glet, cu siguranță nu mai las pe ei, însă acum m-am bucurat că au venit entuziasm să facă și ei. Și acum, dacă tot au făcut, o să-i punem Victor! Hai, te rog, și strânge și de pe jos gletul, că la nu are voie să rămână, că apoi să împiedică bunica ta de parchet. Deci asta e treaba, nu-i greu, numai trebuie să ai timp de ei, să ai răbdare. Uite, la timp de data asta, numai ce, Victor? Stai un pic, stai un pic. Stop, stop, stop. Stop, până zic eu imediat. La Victor i-am dat astăzi de vreo 3 ori. Să-mi spere găleata, sculele la mână și acum ei le dau tăzlui. Ba nu, că îi le dau la Sofia, că și are o spălatie. Așa-i, Sofie? Prima dată, orice... Abia aștept să speli sculele, așa? Prima dată, fiecare ucenic trebuie să învețe să spele sculele și să facă frate. Știu! Știu că știi. Tocmai de-aia ai trecut de capitolul învățenie. Și acum te-am lăsat să încerci și de cum să facem lucruri. Numai să nu cazi acolo, bine? Nu vreau să plâng după tine. Eu răspund ăla. Ți-aduci o perie și găleata asta care ai muzgărit-o tu să fie neagră, numai negru. Și înăuntru poți să o lași. De la jumătate în jos poți să lași alb, dar partea de sus să fie toată. Mă, ți-ai murdărit picoul cel-a nou și pantalonii. Hai să cu ăștia chiar mă duc afară. Ia, Sofia. Eu și cu mămică, da? Avem treabă să corectăm dezastrul cel-a din altă parte. Tu ia toate astea pe să le speli. Ce le-ai mângâlire! Eu în 15 ani de lucru pe care le-am mângâlit așa. Spală-le și apoi doar un șpaclu, câte un șpaclu fiecare, nu mistria asta, cu asta nu faci pe jos. Cu mistria aia poți să ștergi pe jos și curățați tăbietul. Dacă sunteți pentru prima dată la unul din videoclipurile mele, e foarte important să vă abonați la canalul Orășean la Țară. Pentru că pe acest canal vă arătăm lucruri frumoase, lucruri care vă fac să vă simțiți bine. Noi vă dăm încurajări și motivație să deveniți și voi mai buni. Așa că abonați-vă, dați un like la video ăsta, spuneți-ne ce v-a plăcut din acest video și eu o să termin peretele ăsta. O să citesc comentariile voastre și vă mulțumesc pentru vizionare, apreciez contribuția voastră, dați acolo cu un like, îi salut pe toți abonații canalului Orășean la Țară și membrii care ne susțin lună de lună cu niște bani. Îi apreciem, le mulțumim, vă salut și ne vedem data viitoare.